Conform site-ului Asociației Județene de Fotbal Mehedinți, Adrian Ivana de la Viitorul Corcova și Iulian Stăiculescu de la Avântul Bistrița sunt golgheterii Ligii a 4-a, respectiv Ligii a 5-a. Niciunul dintre cei doi jucători n-a câștigat însă și campionatul. Dacă echipa lui Adrian Ivana, Viitorul Corcova, s-a clasat pe locul 8 în Liga a 4-a, Stăiculescu a terminat ultimul eșalon fotbalistic din Mehedinți pe locul secund cu Avântul Bistrița. În Liga a 4-a, Ivana a marcat 17 goluri, fiind urmat de Alex Crăiașu Ștetea de la campioana Recolta Dânceu cu 16 reușite. Podiumul a fost completat de Cătălin Chifort de la Recolta Dânceu și Mădălin Mătăsăreanu de la Pandurii Cerneți. De la Pandurii Cerneți, ambii cu câte 15 reușite. Mătăsăreanu marcase toate golurile în tur, după care în iarnă s-a transferat la nou promovată în Liga a 3-a, Viitorul Șimian. Câte 14 goluri au izbutit Eugen Lătea și Andrei Lazăr de la Victoria Vânjumare, respectiv AS Obârșia de Câmp.